În România, în ultimele 24 de ore, au fost din nou peste 4.000 de cazuri noi de COVID-19. Alți 73 de români au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, iar la terapie intensivă a fost înregistrat un nou număr record de pacienți, 721. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 168.500 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 125.000 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 5.674 de oameni au decedat.